22 decembrie a rămas în istorie ca ziua în care România a ieșit de sub opresiunea comunistă și a intrat în lumea liberă. Pentru asta s-a luptat cu arma în mână și mulți români și-au pierdut viața, printre aceștia și 47 de buzoieni. 25 dintre ei au fost uciși pe străzile orașului Buzău, declarat ulterior oraș martir, iar ceilalți 22 au murit în București sau în alte orașe din țară, în timp ce luptau pentru libertate. Astăzi ei au fost omagiați cu onorul militare. Autoritățile locale, instituțiile și partidele politice au depus coroane la monumentul eroilor Revoluției din decembrie și au omagiat pe martiri. Dar cei care i-au plâns cu lacrimi grele au fost părinții și frații celor uciși în acele zile. Revoluția mi-a luat tot. Mi-a luat pe tata, mi-a luat tot. Mama mea a decedat când eu aveam un an și tata era singurul meu sprijin. Și Revoluția mi-a luat tot. După 25 de ani, nici acum nu știu bine ce înseamnă revoluție, dar știu că tata nu mai e. Nu vreau să știu ce înseamnă revoluție, știu că revoluția mi l-a luat pe tata. Când eu aveam doar 7 ani, am rămas fără tata, îl plâng azi, îl plâng în fiecare zi. Pentru ce a murit tatăl meu? Unde e partea bună? Că sunt case și palate și mașini, cea mai mare parte, case în toate părțile, la mare, concedii, străinătate și marea parte. Deci, tatăl meu a fost împușcat și a murit. Și noi ce? Că i-am dat lui maică-mea, într-adevăr. Eu am ieșit cu 5 ani mai devreme la pensie, într-adevăr, mulțumesc, dar fata mea n-are servici. Noi, din pensiile astea, o întreținem pe fata mea. Și ce viitor are ea? Tatăl meu a fost împușcat în noaptea de 23-24 decembrie în Palatul Comunal. Ori Revoluția, sperăm că ne-a adus libertatea, care o merităm cu toții, dar în schimb nu ne-a adus la ce ne așteptam. De ani de zile aștept o locuință socială și nu găsesc niciodată. Nici la primărie cererile mele sunt, cred că, aruncate. E următoarea cerere care o să o depun astăzi. Sper ca să aibă un ecou la domnul primar. Oamenii au murit în decembrie 89 pentru că se săturaseră de opresiunea comunistă și pentru că voiau să fie liberi. Urmașii acestora le deplâng sacrificiul și ar vrea să-i aibă alături în această viață liberă, dar care nu este chiar așa cum și-ar fi dorit martirii Revoluției. Revoluționarii din Buzău, cei care au rămas în viață, s-au adunat ca în fiecare an în sala de consiliu a primăriei pentru a-i pomeni pe cei dispăruți. Astăzi se făcuri 25 de ani de la Revoluția din decembrie. În memoria celor care nu mai sunt, vă propun un minut de recolegere. Vă rugăm să vă gândiți totdeauna la cei care nu mai sunt, la cei care au făcut această schimbare. Să le fie țărâna ușoară și Dumnezeu să-i așeze în rândul dreptilor și noi să reușim să-i convenim în fiecare an cât o fi acest pământ. Dumnezeu să ierte! Astăzi s-au împlinit 25 de ani de când, în 21-22 decembrie 1989, românii au schimbat soarta țării. 47 de buzoieni au fost uciși în acele zile.